Capitolul 38. În P funcționa cenaclul literar DD D. Teodorescu. Membrii, vreo 25, se întâlneau de obicei luni seara în sala cea mare a bibliotecii, era o încăpere rotundă, cu antablamentul excesiv de încărcat, fructe, flori și amoraș, și ferestre înalte care dădeau în grădina liceului. Președintele cenaclului și în același timp directorul bibliotecii era un bărbat de 48 de ani publica în revista județeană schițe și nuvele în genul lui Basarabescu, semnate Vlad Șoimu, ca să nu se facă analogie cu numele redactorului șef, un tip sentimental care nu-și uita neamurile. Citindu-le, încercai un sentiment de stimă. Erau scrise cu strădanie și sânge și nu se putea să nu bași de seamă câtă caznă îl costa fiecare frază, fiecare cuvânt. Malițioșii aveau rezerve în privința stilului. Afirmau că, lecturând o singură pagină de-a lui Șoimu, era peste puterile unui individ să nu reflecteze că omul suferea de sughiț. În general, știa exact cum trebuie scris o carte, avea ochiul format și gustul sigur, putea oferi sfaturi de o valoare inestimabilă, dar toate acestea nu îl împiedicau să scrie prost. În general, Șoimu făcea o impresie admirabilă, suporta senin zeflemeaua celor din jur și se lupta ca un fanatic pentru cenaclu. El avusese ideea ca producțiile membrilor să fie citite de un actor pensionar reîntors la o viață normală în localitate. Izbutise, având de luptat cu formalități ce ar fi descurajat pe oricare altul în locul lui, să introducă o pagină literară bimensuală în Gazeta Județeană. Duminica și-o petrecea pictând afișe care anunțau programul săptămânii. Oamenii săi de nădejde erau un epigramist. Celibatar specializat în probleme conjugale, o manicuristă de 50 de ani, autoare de povestiri pentru copii și anonime pentru adulți, pline de miez, un poet funcționar la starea civilă, care obișnuia să încurce borcanele, la birou făcea literatură, iar la cena citea certificate de deces, și un romancier responsabilul noului supermagazin. Tipul consuma zilnic cele 15 foi de hârtie destinate ambalării produselor, scrind cu o frumoasă ortografie un roman de proporții, intitulat sugestiv Hronicul familiei mele. Drojdioară frecventase cenaclul trei săptămâni, timp în care cârciuma lui Hristache fusese în renovare, prezentând modest câte o poezioară. Toți participanții fuseseră de acord că medicul veterinar e lipsit de orice calități literare și nu știau cum să-i comunice să-și vadă de șpriț. I-a scos din încurcătură Cătălin, nepotul profesorului Munteanu, punându-le în față manualul de limba română. Drojdioară citea versurile lui Bacovia. În luna aceea de pomină, programul fusese dat peste cap. După zece minute de la începerea lecturii, romancierul își strânse manuscrisul. Nu-l asculta nimeni, se comentau intens întâmplările din oraș. Șoimu încercase inițial să-i raducă la ordine, pregătise o schiță spumoasă, alintată badinerie și în cele din urmă renunțase. În fond, nu înțeleg de ce sunteți atât de agitați. Există în această sală o singură persoană care să fi dat ochii cu Damian?" Se uitau unii la alții. Părea într-adevăr ciudat, dar nimeni nu-l văzuse șoimul încurajat supralicită. Sau să-i fi zărit cel puțin umbra? În oraș sunt mulți care pretind că l-au văzut. Îndrăzni o tânără de vreo 19 ani, funcționară la poștă. Domnișoara Georgescu spunea că i-a sunat la ușă, iar cu unii a stat chiar de vorbă. Mă rog, le-a spus câteva cuvinte. se întoarse spre ea și roșii făclie. Nu-i plăcea să se afle în centrul atenției. Era o fată timidă în timpul zilei care compunea cu ușurință Pasteluri suave botezate acoarele. Noaptea, când antrenorul Dunăreanu o vizita discret, dovedea oarecare apetit de viață. Responsabilul noului supermagazin își a zvârlit părul pe spate și decretă gros. Vinovat e țicnitul ăla de postolache a intoxicat cetățenii cu poveștile lui. De când îl cunosc, se are câte ceva. Manichiorista fu de acord. Așa e! Mă miră că oameni serioși ca doctorul Morogan sau profesorul Munteanu mai stau să-l asculte. Morogan l-a contrazis întotdeauna, preciză cineva. Manicurista admise cu jumătate de gură. Da, și caracaș. Tu și încurcați așa cum procedau întotdeauna când veterinarul era adus în discuție. Festa cu versurile lui Bacovia discreditase serios cenaclul. Am trecut adinaur pe la frizerie, spuse epigramistul. Se băteau dracii la gura lui. Ar trebui prelucrat să-și bage mințile în cap. Vlad Șoimu râse generos. Să nu exagerăm. Postolache e un băiat bun și cinstit, un copil al orașului nostru. Are fără îndoială unele originalități, da, să recunoaștem. Totdeauna e mânat de cele mai bune intenții. Vor fi bune intențiile, declară convinsă de contrariu manicurista, dar ce folos că rezultatele sunt proaste. A băgat în sperieți o lume. Ești chiar așa?" Spunea o vecină ca o năvală bătrânele în biserică. L-au rugat pe părintele Ștefănescu să le facă o slujbă, ci că pe Trăilescu și pe Grațiela Dumai ar fi pedepsit cerul de păcătoși ce erau, iar Damian ar fi îngerul lui Dumnezeu. Superstiții, decretă epigramistul. Convinge babele de chestia asta. L-au văzut pe Trăilescu în râpă, pe Dumulească luată cu salvarea. Fă-le dumneata un instructaș cum că li s-a năzărit, și promit că ți-aduc joi după masă flori la spital. Ce am spus eu? Frizerul ia căpia pe toți. Responsabilul se ridică. Fapta lui Postolache e gravă. Noi luptăm cu rămășițele trecutului, îl smulgem din rădăcini și vine va să zică dumnealui și ne poluează cunoștințele. Făcu o pauză încântat de întorsătura frazei. Spre deosebire de Tarzan, care colecționa radicale, responsabilul culegea termenii de ultimă oră, de la o vreme poluare, nociv, nu întâmplător, etc., reveneau frecvent în conversația lui. Chestia cu rămășițele trecutului ar fi bine să-ți o amintești, matele, când dosești portocalele pentru rude," sugeră subtil epigramistul. Ce? Ascultă, prăpăditule, te-am întrebat eu unde dosești cartea aia cu poante din care ți-ncropește aiurelile?" Ce carte? De unde știi? Vorbește, domnule!" Vocile se interferară. Directorul cenaclului interveni gesticulând. Oameni buni pentru numele lui Dumnezeu, vă rog. Nu-i momentul." Mai discutăm noi. Sunt convins. Voi veni special la miliție să depun mărturie." Reloară povestea frizerului. Șoimu îi măsură câteva clipe speriat. Ținea la postolache și îl neliniștea felul în care evolua discuția abunda de afirmații incendiare. Are o mentalitate înapoiată, e un alarmist, e un spirit retrograd, un zăpăcit irresponsabil. Ar trebui zgâlțui zdravă just. Nu întâmplător ia partea lui Damian acum, atitudini dușmănoase. Șoimu se decise să intervină cu toată autoritatea. Fraților, vă rog să vă păstrați cumpătul. Amplificați faptele și vă montați pentru o prostie. Cine mai crede azi în basme? E indiviz demonici, bestial, vindicativ, neam cu Monte Cristo. Poate că postolac o fi greșit, dar asta nu ne îndreptățește și pe noi să greșim. Bătrânele se duc la biserică și fără poveștile lui Mișu. Important e că generația de azi gândește altfel. Iar cea mai bună dovadă o constituim chiar noi, cei de aici. E cineva care și închipuie care poate să creadă că împeau de deci mesageri divin cu misiunea de a le administra sancțiuni păcătoșilor? E cineva care să ia în serios asemenea baliverne? Dumneata, domnișoară! Manicurista a dădu din numeri cu dispreț și emise un chițăi pufnit pe nări. Dumneata, Petreanule! Sunt un om realist, speram să fiu observat din producțiile mele. Nu, zău! râse epigramistul. Aș da mult să vă și eu un mesager din ăla. Știu că l-aș ca de guler. Râseră toți. Brusc, lumina se stinse. Stăruia în sală doar în serarea. Pe cer, luceafărul contempla peul printr-un monoclu albastru. Asta ce-o mai fi?" Se miră responsabilul aprinzând bricheta. Ușa scârțâi. Se deschidea încet, milimetru cu milimetru. Oamenii își ținau răsuflarea. Simțeau că se întâmplă ceva neobișnuit, apoi deslușiră conturul unei ființe ciudate, o făptură scundă, pătrată, cu aspect viguros. Pe neașteptate, necunoscutul declanșă un jet orbitor, umplând încăperea cu lumină fosforescentă. Un râs sardonic păru să spargă zidurile bibliotecii. Fuca un semnal. Epigramistul cu părul măciucă, cel mai spontan și cel mai aproape de fereastră, uitându-și dorința arzătoare manifestată cu câteva clipe înainte, se zvârlit pe geam făcând săndări două rânduri de sticlă. Plonjă spectaculos după el responsabilul, urmatând de aproape de manicuristă. După aceea, acțiunea pierdu considerabil din caracterul organizat, câștigând în schimb în combativitate. Se buluceau fără logică, încercând să iasă câte zece inșodată. Nu simțeau cioburile care le sfâșiau hainele, iar șoimul n-avea să-și aducă niciodată aminte că, împiedicându-se lângă fereastră, Cinci membrii, devotați ai cenaclului, îi folosiseră ceafa și spinarea fără mustrări de conștiință. și închipuiau că omul s-a așezat acolo voluntar ca să fie de folos. Dacă ar fi avut timp de reflexii, ar fi trebuit să recunoască cinstit că inițiativa directorului le ușura considerabil situația. N-aveau decât să-i proptească zdravă-noghiată în, în ceafă, ca apoi să se avânte în aerul înmiresmat al grădinii. Cei cu condiție fizică zburau literalmente câțiva metri înainte de a se hotărâ să ia contact cu pământul. Niciodată 25 de oameni nu doriseră cu atâta patimă același lucru, să pună un ocean între ei și necunoscutul din bibliotecă. Capitolul 39 Tânărul în maieu galben zbura pe motocicletă calculând modest. Va deveni eroul orașului, salvatorul, primăria îi va ridica o statuie pe corso. Gândul, prinse aripi, pe costumul albastrui va străluci cea mai înaltă decorație. Își văzu poza în ziarele centrale, interviul dat televiziunii. Simți cum inima îi se umflă de mândrie și încleștându-și zdravă în degetele pe ghidon, acceleră. Îl mai despărțeau de uzină circa 2 kilometri. Ridică instinctiv ochii spre stâlpul de la marginea șoselei. Tăblițele indicatoare dispăruseră. I se păru curios, dar nu se neliniști. liniști. Erau mutate mereu de colo-colo. Frână în ultima clipă, gata să vină peste cap. Două blocuri de stâncă baricadau șoseaua. Capitolul 40 N-aș putea afirma că am găsit în oraș o situație prea veselă. În orice caz, deruta a depășit cele mai sumbre previziuni ale doctorului Morogan. Nu mă întorsesem de 10 minute la postul de miliție, când a venit să mă caute Mișu Postolache. Faceți ceva! Încercați să-i împiedicați! Sunt în stare de toate monstruozitățile! A, prindeți o țigare și povestește-mi pendelete! Ce se întâmplă?" mi-a relatat gâfâind toate incidentele stranii petrecute în oraș, insistând mai cu seama asupra scenei consumată la cenaclu. Arătau toți ca niște căpiați, merita să-i vedeți cu hainele sfâșiate, însângerați, bătând în câmpii fiecare pe legea lui, Încă cădere sonetistul și-a fracturat genunchiul. Cum a putut ăla să alerge după asemenea chestie? L-am văzut cu ochii mei. Rămâne un mister și firește, eu sunt vinovat de toate. Dumneata? Nu m-am putut împiedica să râd. Mișu s-a uitat la mine lung cu o expresie sfâșietoare. Eu îmi aruncă cele mai tâmpite învinuiri. Rezultă din bazaconile lor că eu am scornit tot balamucul, ca și un fel de complice al lui Damian, că în sfârșit colaborez cu el în scopuri diabolice. Ce vă distrează aici? Presupun că, față de popularitatea dumitale obișnuită, noua stare de lucruri te-a găsit cam nepregătit. Nu m-am sinchisit eu niciodată grozav de popularitate. Însă acum sunt singur. Mi-am ridicat tot târgul în cap. Ăștia mă cred bandit. Doctorul Drojdioară și Dunăreanu? Nebun. Îmi pare sincer rău. Ce pot face pentru dumneata? Opriți-i să comit o crimă. Sunt în stare de orice acum. Înțelegeți nefericitul acela. Trebuie ajutat. E un om bolnav. Am zâmbit. Îi tremurau mâinile și bărbia și părea gata să plângă. Nu no, o luați ușor. În viața mea n-am văzut o debandadă mai formidabilă. Unii s-au baricadat în casă, au căra și au blocat ușile și ferestrele, alții umblă ca mintiții după vești. Vreo 20 s-au refugiat în incinta muzeului, știți, lângă poștă. Și nu vor să iasă în ruptul capului. E și un mont și de ment care și-a amintit că în 916 acolo se adăposteau cetățenii. L-au trimis pe unul după dumneavoastră, nu l-ați întâlnit? Nu, de fapt, ne-am întors pe scurtătură. Am fost cu Naro. Cine știe, individul o fi luat -o pe josea. S-a ridicat a nevoie, sprijinindu-se cu toată greutatea de masă. Aproape a aproape mai implorat. O să vorbiți cu ei, nu-i așa? O să-i face să înțeleagă. Te fapt, de ce ți-e teamă? Sunt în stare să-l linșeze pe nenorocitul ăla. Nu vă mai spun că se pot căsăpi și între ei. Suspectează orice umbră care li se pare doar că duce cu Damian. În regulă, am să trec pe la muzeu. Vă mulțumesc! Acum mă grăbesc. Când am venit spre dumneavoastră, m-am întâlnit cu Atena Dumitrescu. M-a rugat să o conduc până la locuința georgeascăi, ci că îi e frică să doarmă singură acasă. A arătat rău de tot. m a dus să-l anunț pe Morogan să-i dea ceva. Bătrâna suferă de inimă, vă spun toate astea ca să înțelegeți unde au ajuns lucrurile. A ieșit precipitat. Sinceră să fiu, mă simt impresionată. Bietul postolache e un exaltat, bineînțeles, dar rămâne o inimă de aur. Închid geamul, s-a făcut răcoare. În birou stăruie, în ciuda fumului de țigare, șeful de post fumează cât două pașale și un vizir, aerul specific de neconfundat al așezărilor de munte. Miroasea pământa, iarbă foarte verde, afloare fără mireasmă, sting lumina. Nu mă grăbesc să ajung la muzeu. Am motivele mele. Capitolul 41 Ochii medicului străluceau, dar încolo nu se cunoștea că a băut. Drojdioară, în schimb, se afla în zi mare, Când îl văzu pe frizeri intrând în restaurant, sări în sus de bucurie. După expresie, ai fi zis că i s-a împlinit o dorință arzătoare. Ce mai faci tărză, taică? Tot după fantomele alea drăgălașe umbli? Ce mi-au ziră urechile? Că ai asmuțit oamenii cum se cade din târg, ci că vor să te linșeze ca la... ca pe... Cum îi zice doctore la chestia aia cu glugă?" Tipii se distrează la miezul nopții, trag de urec pe băieții neascultători. Cucuclan, clan, râse morogan. Stai jos, suflete, și acolo un șpriț. Domnule doctor, vin la tata să te împărtășească postolache, că nu mai ai mult de trăit. Frizerul era ferm hotărât să ia atitudine și, în orice caz, n-avea poftă să asculte observațiile tâmpite ale lui drojdioară, declară glacial. Doamna Dumitrescu e bolnavă. Are nevoie imediat de un doctor. Medicul se ridică reflex. Veterinarul la pucă de mânecă. Dacă faci un singur pas, stricăm prietenia. n auzi domnule, că are, are pădrea cu so pieptene. Asta ne îngroapă pe toți. Să răsuci spre frizer. Și stărză nele, taică. Morogan încruntă sprâncenele și puse paharul pe masă. Unde n-ai bai văzut-o? I-am dat un tranquilizant pe la 8 și am lăsat-o dormind. Ei bine, se strâmbă postolache, acum nu mai urbă, nu mai doarme. Umbla pe corso ca o găină beată. Să știți că baba le machește, spuse drojdioară. Fugi de aici! Parol, am văzut-o odată la băcănie cerând o jumătate de spirt. Medicul ridică din numeri. Poți să-mi explici ce dracu căuta pe corso? Intenționa să ajungă la locuința diriginte, e teamă să doarmă singură. Vezi ce-ai făcut mișulică? Spuse veterinarul: Asta trebuie să-ți servească de învățătură pentru viitor. Frizerul simți că e prea mult. Își încordă voința la maximum pentru a nu-i zbucni. Spuse rece cu o voce care îi trăda efortul, ignorându-l pe veterinar: Eu mi-am făcut datoria, domnule doctor, și v-am anunțat. Să răsucidem pe călcâie și părăsi restaurantul. Ceilalți doi râdeau în hohote. Caraghioși! Scrâșnii postolache, aerul rece îi zvântă obrajii înfierbântați. Capitolul 42 Mioara Popescu avea o filozofie personală asupra vieții. Nimic nu contează, afirma cu credință, iar în ochii languroși, cu sclipiri jucăușe, se citea că o gândește cu adevărat. Accepta senină și uneori chiar cu umor neplăcerile cotidiene, nu băga în seamă scenele lui Romică, Primea zâmbind săgețile prietenelor, nu se enerva niciodată. Când Cândva îi explicase Seliei Georgescu, temperament vulcanic complet opus. De ce să mă supăr? De ce să pun la inimă? Vine cineva și îmi spune, nu mai ești o fetișcană. Ai împlinit 32 de ani. Ei și? Cunosc femei care au împlinit mai mult. Ești mereu strâmtorată, duci o viață măruntă, lipsită de perspective. Am prietene mai sărace și cu o viață mult mai stupidă. Te-ai măritat cu un bărbat dificil, meschin, gelos și nu prea inteligent. În fine, îl cunoști pe Romică. N-are sens să ți-l descriu și n-ai nevoie de fotografia lui. Oricum ar fi, îi știu pe alții mult mai răi. Când panica se instală în oraș, Mioara rămase la fel de senină. Îmbrăcase un halat ușor și se vârâse în pat cu o carte. Romeo Popescu sosi pe neașteptate, ca de obicei compară amprenta lăsată de antrenor pe o bucată de hârtie în fața poștei cu urma pașilor din curte, inhală lung aerul din vestibul și, nedeslușind niciun miros străin, pătrunse în dormitor. Dulapul era gol, nimeni nu se ascundea asupat. O văzu pe nevastă sa cu cartea în mână și început să umble agitat prin încăpere. Nu-și putea ascunde stupoarea. Ești inconștientă! Orașul fierbe și tu faci lectură!" colțunaș, nu știu să fac și nici nu mă interesează. Poftim răspuns, să nu nebunești, să nu te dai cu capul de pereți. Cum crezi că scămioara neatentă? Romică Popescu răcni vână de furie. Ce ai spus? Repetă ce ai spus. Nevastă s-a trezită de zgomot, își ridică ochii de pe pagină. Poți să să-ți fiu cu ceva de folos? Repetă ce ai zis înainte. Femeia clipi nedumerită. Parcă ziceai că vrei să te dai cu capul de pereți. Știi bine că eu nu m-am opus niciodată dorințelor tale. Dacă asta ți-aduce mulțumire? smintit-o, ce să alege de tine dacă eu crăp? Nu trebuie să te sacrifici pentru mine, romică. Procedează ca și cum n-aș exista. Ce ai să faci, amărâto, hai? Ce ai să faci? Ce am făcut și înainte de a te cunoaște? se tolăni comod cu mâinile sub ceafă. Probabil am să mă recăsătoresc. Simt că sunt predestinată să aduc fericirea în casa unui bărbat. Romică și înfipse mâinile în păr. Dumnezeule, de ce mai blestemat? De ce a trebuit să o iau eu pe cea mai ticăloasă dintre toate? Georgeasca de la poște e vacantă, apropo. Ce se mai aude prin oraș? Romică Popescu se dezmetici brusc, trase plapuma de pe nevastă sa. Scoală-te! De ce? Trebuie să ne pregătim, ne așteptăm la cei mai rău. Ce înseamnă să ne pregătim? Scot valizele? Romică țipă. Al dracului de spirituală-i nevastă mea! Își aminti. Ia și Dunăreanu! Aș vrea să te văd când o dau la buzna în casă. A, am uitat că abia l-aștepți. Banditul e viril, s-a dus vestea. Mă plictisești. Urlă târgu cu coană. Nu o să dea nimeni buzna în casă. Îți garantez că dacă Damian de s-a deranjat până aici, a făcut-o din motive mai importante. Nu ca să constate cum locuiesc soții Popescu și ce căsnici e fericită au. Neghioabă! Probabil că sunt neghioabă, dar pănuiesc că aș putea să-ți dau totuși un sfat folositor. Menajează sficatul. Știi ce figuri ți face când te agiți. Popescu început să se plimbe agitat prin încăpere. Amenințat tavanul cu pumnii, făcea spume. În viața mea n-am întâlnit o ființă mai nesimțită. Arde orașul, madam. Murim. A venit apocalipsul. Auzi? Apocalipsul. Unde n o fi nu-l văd. Auzi, bine că mi-am adus aminte. Nu știu ce-o fi cu poștașul de nu vine. Ia să o întrebă Georgeasca. Mă Femeia asta mă ucide cu zile. Exagerez. Fiecare moare singur. Apocalipsul. Hmm, un motiv în plus ca să nu ne mai bate în capul. Vom proceda exact ca ceilalți, în definitiv. Nu înțeleg ce vrei, să tremur, Să-l aștept cu paltonul pe mine, pălăria în cap și carnetul de cec în geantă? Nu fii ridicol, romică, măcar o dată în viața ta." Sufocat, Popescu abandonă discuția și se îndreptă precipitat spre ușă. Dacă ești drăguț, deschide-te, rog, fereastra." Bărbatul se opri perplex, nu-i venea să-și creadă urechilor. Ai căpiat? Nu, mi-e cald. Intră oia peste tine, ticălos oare complici. mi a început să râdă. Cât poți fi de caragios, Dumnezeule? Alta acum, zăvor, obloane și mai ce? Poate niște metereze, parcă așa se purta la fortărețe. Observă privirea fixă a lui Romică și își șterse lacrimile. ce mai pățit? Pleci undeva? Romica arătă cu degetul spre obrazul machiat. Văd că te-ai vopsit. Admirabil, va să zic că nu ți-ai pierdut complet capul dacă ți mai arde de amanții mei. Ce ai spus? Cum? Cum vorbești cu mine? Numai la amanți ți gândul. Ai fler. Romică Popescu o zgâlțâi. Te-am întrebat ceva. Mioara își eliberă ușor umărul. Nu plec nicăieri pentru că pe cineva. Ești mulțumit? Romică Popescu înclește pumnii, ieși trântind ușa. Capitolul 43 Cartierul general care organiza defensiva împotriva lui Damian și a prezumtivilor săi complici se instalase în clădirea Muzeului de Științe Naturale. Oamenii se strânseseră instinctiv la oaltă. Se aflau acolo, în primul rând, cei prea nervoși ca să aștepte desfășurarea evenimentelor acasă, cum erau, de pildă, Romica Popescu sau profesorul Munteanu, o grămadă de gură cască înspăimântați, bătrânul cu papion încântat să dea sfaturi absurde, și în mintea căruia întâmplarea se situa pe planuri destul de echivoce. Îl asimila pe Damian cu năvălitorii de altă dată, turci, tătari sau nemții celui de-al doilea, după cum se exprima el însuși, rezbel. Lia Georgescu se bucura de o autoritate incontestabilă. Ca un adevărat capitan de vas, socotea că nu e îngăduit să-și abandoneze oamenii și strunea repetând la nesfârșit aceleași cuvinte, tot atât de zadarnice sau la fel de eficace ca și altele. Păstrați disciplina! Nu putem face nimic fără disciplină! Și nu sparge semințe, completă Dunărea nu intrând. Purta încă semnele unei palme micuțe bine aplicate pe obraz. Cătălin, nepotul profesorului Munteanu, cel mai lucid dintre cei prezenți, identifică repede degetele domnișoarei Stamatiu, casiera, vechea lui dragoste de la șase ani, o iubise cu patimă, făcându-și mereu drum prin fața magazinului. Dar a uitat-o în prima zi de școală. Când s-a îndrăgostit fulgerător de învățătoare. Ce-ai vrea să facem? Se întrebă Iliuța Munteanu. De fapt, profesorul înțelegea că diriginta proceda bine. Avea instinctul adevăraților conducători. În situații disperate, oamenii nu trebuie lăsați să-și consume neliniștea cu mâinile în poale. În primul rând, dacă se mai găsește un singur individ care dă ordine, înseamnă că acel individ știe sau mizează pe ceva. Iată un gând cât de cât reconfortant. Apoi, activitatea chiar absurdă și inutilă oferă satisfacția acelui facem, încercăm, ne dăm peste cap, există încă speranțe. Oricum, antidoturi clasice împotriva fricii. Munteanu o privea fascinat. Când ulterior pleda pentru căsătoria dintre Dunăreanu și Lia, se gândea exact la aceste clipe. O femeie de nădejde. Mulți din oraș însă, care îl cunoșteau pe antrenor, aveau să-și închipuie că o asemenea femeie de nădejde nu-i era strict necesară. Tinere, spuse domnul cu papion adresându-i lui lui Dunăreanu, ți-aș rămâne extrem de îndatorat dacă ai stinge țigarea. O să râzi, matale, dar nu-mi plac debitorii. Trăim evenimente pe care, din fericire pentru dumneata, nu le înțelegi. Așa sunt eu fericit, e bine? Insolent. Ușurel, papa? Diriginta interveni repede, vă rog se auzi un bubuit prelung și oamenii amuțiră. Mișu Postolache, în așteptarea Minervei care făgăduise să vină la muzeu, făcuse câteva ture pe corso, apoi naufragia se lângă căruciorul lui Lae. Paraliticul privea speriat cerul. Nu întârziase niciodată atâta în oraș. Recunoscut deschis că i e teamă să se ducă acasă. Din ploaia de zvonuri, zbutize să rețină un singur element, cert cele mai multe întâlniri cu Damian și acoliții lui, se vehicula ideea că o bandă întreagă invadase orașul, avusese loc în perimetrul locuinței sale. Spre deosebire de alții, nu-i reproșa însă nimic frizerului. Așa n-o fi scris că doar nu i-ai chema dumneata. Postolache ridică din umeri, voia să pară nepăsător. Sunt proști de dracului și care nu-s proști sunt încăpățânați și chiori. Laie își ridică privirea. Întrebă încet. Dumitale, nu ți-e teamă neamișu? De ce să-mi fie teamă? Eu raționez, domnule, sunt un om civilizat, homo sapiens. Preciză convins că celălalt habar n-are despre ce vorbește. Nu patruped, nu barbar. Să-l bate ce din borne o pun pari, ar proceda mai înțelept ci team undeva că au semnalat oficialităților locale ivirea unui gangster periculos căuta de FBI și încă vreo 14 poliții. Tipii ăștia din Calimantan poartă șorturi din frunze. Frunze? Se minună, laie. Ce vorbești? Da, domnule, frunze de cocotier sau ce prefer dumneata. Sunt despuiați, da, au televizoare și capete pe umeri. Tevatura era mare. Din 5 în 5 minute, între două reclame de macaroane și supă împlica la Manitu, apărea pe ecran moaca mafiotului. Da, nu asta am vrut eu să spun. Deși cu sute de ani în urmă oamenilor civilizați nu s-au în prăștindu se prin junglă, n-au intrat în boale, n-au ținut sfat în piață publică, nu și-au ascuțit securile. Pricepi? Cum să nu? Cerșetorul clătină capul. Pe el nu-l interesau sălbaticii din Borneo oftă și glasul îi tremură. Mie, de ce să -mi mint? Mie e frică de moarte. Dumneavoastră, știi la alți lau, adică vă mai puteți feri. O luați la goană, știu eu ce, pe mine. Pun mâna la iuțeală. Lui Postolache îi se muie inima. Fii cu minte la e, nu te lăsăm noi așa. Infirmul părea sceptic. Frate, să-mi fi și tot mălaș, spai mai mai uite și ca gându' și ca inima. Vezi, omule de treabă, ce să aibă Damian cu dumneata sau cu mine, nici măcar n-ai fost la adunarea aia. La un ghesuială parcă mai știi? Auzi că-i supăra pe tot orașul, te pui cu omul mânios? Șt! Îl întrerupse frizerul ridicând un deget. Se aude o motocicletă. Înainte de a opri, postola el recunoscu pe tânărul în eu galben. Îi scrută atent obrazul. Avea în tot cazul o expresie neobișnuită. Cei? Întrebă frizerul. Tânărul se clătina pe picioare. Bolborosi. Au blocat orașul, șoseaua, au tăiat lumina. E de groasă, domn Mișu. Vezi de treabă, băiete, ți se nozare. Tânărul își șterse cu palma răsfirată, sudoarea de pe frunte. Rosti ostenit. Dacă nu crezi, tu te să vezi cu ochii dumitale. Arătă spre motocicletă. Îți împrumută calul. Cum adică au blocat șoseaua? se interesă la e tremurând. Tânărul nu-i răspunse. Începu să în împleticit treptele muzeului. Oamenii năvăliseră în prag. Pe chipurile lor se citea o încordare dramatică. Capitolul 44 Mai rămâi? Întrebă Morogan după plecarea frizerului. Să nu mi spui că o roiești. Trebuie. Fii rai al dracului Tarzane. Are omul ăsta un dar de-a-mi socotelile ce nu s-a pomenit. Lasă-l în pace, ei!" Drojdioară își consultă paharul gol. Dacă te întorci, rămân, dacă nu, vin cu dumneata." Medicul începu să râdă. Unde? Mă dus-o vă pe bătrână, pe urmă am treabă la spital, sunt de gardă." Făcu plata și se despărțiră după câțiva pași. Drojdioară rămase în mijlocul drumului, derutat. Hotărâ să facă o plimbare. Abandonă corso, cotind pe o stradă paralelă pășea încet cu mâinile la spate și opriri dese. Dinaintea ochilor clădirile valsau, trotuarul se ondula ca un șarpe, ceea ce nu l împiedica însă să se afle într-o dispoziție excelentă. La capătul străzii, un bărbat în pantalon scurți albaștri și mai eu, cățărat pe o bină, își zugrăvea casa. Ținea în mână o găleată, iar în cealaltă, bidineaua. Troșdioară îl urmărea amuzat ce spasă pasă dumitale ce culoare are casa? Portocaliu o să te facă mai fericit? Portocaliu sau galben pupăză? Știi ceva? Întrebă omul de pescară. Depinde. Ia mai du-te dracului. După matale. Omul își văzut de lucru, iar veterinarul reflectă câteva clipe cum o fi arătând culoarea galben pupăză. Dintr-o dată, ca din pământ, se ivi o arătare verde. Chipul, hainele, mâinile aveau culoarea leușteanului. Drăjdioară început să râdă cu lacrimi. Lo stâlpul în brațe să nu cadă. Ce idei fistichia oamenii e fenomenal! Se poartă probabil chestia asta pe undeva. Nasul și popăul verde. Halcuiești, țâcă. Te-a văzut actul când ai plecat de acasă? Mai băieți, măi, nu sunteți deloc serioși. Ce vă fi învățând pe voi pe la școală? Omul verde continua să se apropie. Bărbatul de pe bină auzi glasul lui Caracaș își aruncă privirea pe trotuar și văzu o ființă stranie care se îndrepta spre veterinar. Uluit, scăpă găleata cu vopsea. Drojdioară nu mai putea de râs. Își terse lacrimile cu Batista, apoi ceafa sudată. Când își ridică ochii, rămase fără grai. Arătarea verde era albă din cap până în picioare. Sunt beat mort, asta e!" Atinse brațul necunoscutului. Uite, tovarășul, cum devine problema. M-am cam abțiguit, dacă vrei, mata, să mă scos pe corso. Lovitura îl doboră pe loc, nici măcar nu-l văzuse pumnul plecând. Drojdioară năucit încercă să se ridice. Mama ta de dobitoc, las căpul mâna pe tine, te duc eu dacă n-are timp tactu. Își observă hainele pline de vopsea albă, încercă să-și amintească unde și când naiba s-a murdărit, Apoi renunță să mai înțeleagă ceva. Arătarea dispăruse. Capitolul 45. Domnul cu baston de bambus și papionul trăgea de mânecă. Ce expresie avea personajul? Știi, asta e foarte important pentru noi. Părea agreabil sau din potrivă? Nu înțeleg. Râdea era bine dispus ori încruntat. Poți ghicilesne intențiile unui individ pe privire? Cum te-a privit? Ochii, știi, mă interesează în primul rând ochii. Tânărul în tricou galben îl măsură bezmetic. Lasă-mă, domnule, îmi pace bas joc de mine? Ce individ, care individ? Bă, nu e că n-ai fost suficient de abil. În locul dumitale aș fi încercat să-l contactez, înțelegi? Să-l pipăi. Ăsta-i diliu, exclamă tânărul. Auzi ochii, parcă ăla de la aș fi zărit ar fi stat să-l fotografiez. Bătrânul o ținea pe-a lui, împunse vestonul lui Iliuță Munteanu. Trebuia trimis un om experimentat, așa nu progresăm deloc. Cum l-a văzut, a la goană cinci minute să fi conversat împreună și puteam conchide câte ceva. Romica Popescu se uită la dirigintă. Ce facem acum? Eu aș avea o idee, intervenit nu zâmbind. Te rog, tinere, o idee bună prețuiește uneori mai mult decât o divizie excelent dotată tehnic. Antrenorul se distra grozav. Ascultă observația bătrânului, apoi sugeră. Să le ieșim înainte cu ramuri de măslin. N-ar fi rău, dar de unde le luăm? Improvizăm noi ceva. Ce zice de niște crengi de brad și un o tanembaum cântat pe patru voci? Junele Otelo are un timbru foarte frumos. L-am auzit când țipa artistic la nevastă sa. Romeo Popescu izbucni. Parazitule! De pe lângă minge fecior! Își plimbă privirea de la unul la celălalt. Uite hal de oameni serioși! Opiniile despre antrenori erau împărțite. Unii susțineau că e un nemernic, alții că e ticălos. Dunăreanu interveni împăciuitor. Și una și alta n-are rost să vă certați. Ce facem acum? Repetă iritat Romeo Popescu. Voi medita! Declară bătrânul ca și cum lui s-ar fi adresat în primul rând. Începu să se plimbe aferat prin sală. Ce coșmar înspăimântător! Gemu epigramistul, responsabilul noului supermagazin, pământiu, cu falca moale și aerul rătăcit, găsi puterea să rânjească. Nu mai ai poftă să-l înhalți, te guler, parcă așa te lăudai. Las -că, nici cu dumneata nu-mi e rușine. Uite cine vorbește. Năzăriri de ale lui Mișu ne poluează conștiințele. Eu am avut veșnic o rezervă. De portocale ascunsă în magazie, știu. Sectir! Dunăreanu își pocni palmele fals îngrijorat. Mm, mm, arătă spre Lia Georgescu. Ce poate să-și închipuie domnița? Un lucru e clar, interveni profesorul Munteanu. Trebuie încercat pe scurtătură, în mai puțin de oră, ajungi la uzină. E imposibil. Umerii tânărului aveau tresăriri convulsive. Doar cu un aro. A două zile și se înfundă roata. Ar fi o singură soluție, să iei mundele pieptiș. Lia Georgescu deveni atentă. Cred că e o idee. Hai să fim serioși. Îți trebuie pe puțin șase ceasuri ca să ajungi la stoicești și de acolo alte trei-patru până la uzină, observa agitat Romică Popescu. Și asta pentru un alpinist de forță. Există o potecă pe supiscul ursului. O știu i al dracului de dură. Merită încercat, spuse tânărul în tricou galben. Se economisesc câteva ore pe puțin. Bătrânul cu baston de bambus cugetă adânc. Te unde știți că nu are compli la stoicești? Nimeni nu se obosi să răspundă. După un moment de liniște, Romică Popescu deveni brusc operativ. Cine se duce? Se făcu liniște. Își azvârleau priviri furișe cu un sentimentul bure de vinovăție. Știau bine la ce se expunea un eventual voluntar. Poate că avea sinuozități primejdioase era dificilă chiar pentru un sportiv antrenat. Antrenorul se îndreptă spre ieșire. Am onoarea să vă salut, domnilor, vă aștept cu flori în gară. Vitejii noștri, comentă acru Romeo Popescu. Ascultă, bă, frumosule, nu mă obliga să spun vorba tipului cu portocale. Ieși. Lia Georgescu încercă să le forțeze mâna. Nu sunt o alpinistă, dar am să încerc eu, se auziră câteva proteste convenționale. Iliuță Munteanu simțea că iar durechile. Ce rușine! Știa însă că nu poate face pe eroul. Gâfâia numai când umbla cu aspiratorul prin casă. După 20 de metri de urcuș ar fi abandonat cursa. Dați-mi un alpin ștoc, o frânghe și un binoclu, tună din senin bătrânul. Romeo Popescu dădu din mâna ale hamite. Las-o moartă, nene! Din potrivă, domnilor, din potrivă, doresc să dau o lecție generațiilor noi care, nu-i așa ce spuneam, uitase. Tânărul în tricou galben se ridică respirând adânc. O să încerc tot eu. Răsuflară în cor, diriginta îi aruncă o privire recunoscătoare. Să fii atent, știi, fără imprudențe, fără acte gratuite. Bătrânul se luă după el. Te însoțesc câțiva pași tinere, încearcă să procedezi matur. Un contact cu adversarul e totdeauna interesant. Capitolul 46 Mișu Postolache patrula din nou pe Corso. Îl întâlni pe Morogan care se întorcea de la locuința dirigintei. Atena Dumitrescu se simțea mai bine, nu o putuse însă convinge să se întoarcă acasă. Prefera să doarmă la Lia, chiar dacă aceasta avea să lipsească toată noaptea. Aici sunt între oameni, dau perdeaua la o parte, văd stradă, lume, poște peste drum. Și își aminti -am cu un soi de ciudă că fusese ideea lui Alex să construiască vila chiar la buza pădurii. Liniște, aer, nu suntem obligați să admirăm izmenele întinse la uscade cu Ana Florica sau Sevastița. Am să vând casa. Hotărâ bătrâna cu o satisfacție ranchiunoasă, ca și cum inițiativa ei l-ar fi putut face pe Alec acolo în cripta de marmură să spumege. Primul impuls al frizerului fu să-l pe morogan, dar medicul îl opri cu un zâmbet afectuos și îl lua de braț. Încotro? Postolache ridică din umeri, răspunse fără chef. Mă plimb! Hmm, părerea mea ar fi să te duci acasă. Nu v-am cerut părerea. Medicul începu să râdă. Poți să știu de ce ești supărat pe mine? Poți să știu de ce mă trimiteți la culcare? Uită-te în ochii mei, nișule! Mă uit. De când ne cunoaștem noi, n are importanță. Ba da, ești cu siguranță singurul om din orașul ăsta la care țin cu adevărat. Nu s-ar zice. În atâta amar de vreme ar fi trebuit să observi. Poate. Ascultă, dragul meu, nu-mi dau seama în ce măsură ai tu capacitatea de a seziza fenomenele mai subtile. Așa e, sunt dobitoc. Te super degeaba, mișule, mâine sau poi mine să-mi dai dreptate. Întotdeauna ați avut dreptate. Atmosfera pe care ți-ai creat-o nu e cea mai favorabilă. Nu mai pot eu da atmosferă. Tot orașul ți-e ostil. Zece, cinci pe imbecil. Slavă domnului, nu e ăsta tot orașul. Doctorul îl luă pe după umeri. Nu există un sfat mai bun pe care să ți-l dea cineva în clipa asta. Du-te acasă. Habar n la ce acte teribile poate ajunge o comunitate dezlănțuită împotriva unui singur individ. E momentul marilor aberații. Ți se va reproșa tot ce s-a comis reprobabil în târg de la care până în zilele noastre. Dacă îl vă pe drojdioară, îl trimit la dumneata. Postola tăcea. Nu voia ca glasul să-i trădeze emoția. Cea mai măruntă gentilețe, atenția, chiar de circumstanță pentru persoana lui, îl impresionau până la lacrimi. Ne-am înțeles? Tarzan dădu din mână vrând doar să parcă să alunge o viespe, izbucni cu patimă. Măcar să-l văd, domnule doctor, să-i strecor un singur cuvânt atât, totul s-ar rezolva. Iar începi, lasă prostiile, mișule. Ce prostii, Damian e un rătăcit, un suflet pribeag, care poate fi salvat evitând altă sută de nenorociri. Cum se face, zâmbi Morogan, că din toată urbea doar noi doi n-am avut plăcerea să venim în contact cu el. Să fim atât de ghinioniști? Postolache se opri ochii cruciși ardeau. Probabil, aș vrea să vă întreb, puteți să-mi răspundeți cinstit? Cât se poate de cinstit? O să mă străduiesc. Acum v-ați convins, domnule doctor, acum barem v-ați convins că Damian s-a întors, că se află aici printre noi? Morogan îl privi lung, apoi începu să râdă. Prefer să te necăjesc decât să te mint. Cred mai puțin în istoria asta decât credeam ieri sau al alteri. Eu am lansat ideea răzbunării într-un moment de... Hai să-i zicem dispoziție neoromantică. Eu sunt primul care o retractez. Treilescu a fost asasinat fără îndoială, însă nu de Damian. Bine, dar oamenii! De uimire, Tarzan nu-și găsea cuvintele. Lumea! Cei care l-au văzut, Atena, Dumitrescu, atâția martori, sunt toți nebuni, mincinoși? De ce? Care-i rațiunea? Cum se cheamă asta? Doctorul răspunse sec. Isterie colectivă. Capitolul 47 Vecinul bătrânului cu papion era un contabil între două vârste, burlac și cu idei bizare. Printre altele, nu nutrea convingerea subțire că este un bărbat extrem de inteligent. Aceasta îi îngăduia să asculte senin aproape cu satisfacție inepțiile bătrânului. Căutăm totdeauna un termen de comparație, iar contabilul se simțea încântat că l-are la îndemână. De altfel, se împăcau foarte bine, luau masa împreună și petreceau seri minunate cu povești stufoase, din care niciunul, nici celălalt nu pricepea și nu reținea nimic. Dispuneau de două televizoare pentru ca alegerea emisiunii să nu suscite discuții. Erau așezate în hol, alături și astfel vizionau ambele programe concomitent. Bătrânul urmărea concertele simfonice, încercând delicii de ordin vizual iubea simetria mișcărilor, zbuciumul sincronizat al arcușurilor. Sonorul nu funcționa. În timpul ăsta, contabilul comenta serialul polițist. Avea o figură agresivă, amănând datorat nu atât trăsăturilor, de altfel destul de incerte, cât expresiei de îngânfare excesivă. În general, trecea neobservat. Dacă totuși se discuta despre contabil, la cârciumă, în frizerie, referințele sunau totdeauna la fel face yoga, un ceas înainte de masă, stă în cap. Cuvintele erau însoțite invariabil de același zâmbet, de un echivoc caracteristic. Treaba amuza nespus. Cam pe la 8 și jumătate, bătrânul se repezise într-un suflet până acasă. Își lua urtul, înghiții festalul și pastila de hiposerpil, lăsând somniferul pe masă. Contabilul în costum yoga își întrerupse exercițiile și rânji. Dorm la dame, papa?" Dragul meu, răspunse aferat bătrânul, nu am de gând să dorm deloc. Trăim momente memorabile, e o zi istorică. Ia te uită, eu n-am băgat de seamă. Dușmanul ne asediază. Nu sunt zece minute de când am trimis un cercetaș temerar să escaladeze muntele. Extraordinar, și -a, a fost nebun să plece? E un tânăr brav. Noi, vreau să spun statul major care avem misiunea să apărăm orașul, ne-am pus toată încrederea în el. Contabilul, în credința că bătrânul a luat o razna, se distra gras. Foarte frumos din partea voastră, apărați-l! Bătrânul își legă un fular în jurul gâtului și îmbrăcă trenciul. Dacă ai nevoie de mine, sunt la muzeu. Acolo ne-am instalat sediul. Voi fi fericit să-ți dau o mână de ajutor. Bine, n-am să uit. Aveți măcar o societate nostimă? Toți oamenii de nădejde pe care îi cunoști suntem hotărâți să rezistăm până la ultimul. Nu vom capitula. Orașul nu va cădea în mâna bandiților. E un jurământ. Contabilul flueră. Am înțeles, dar nu mai spune și la alții. E evident că nu discut cu oricine. Știu ce se cheamă un secret militar. O luă spre ușă, dar se opri anima de ideea unui rămas bun patetic. Dacă destinul va face să nu ne mai întâlnim, să știi că-ți las tot ce mi-aparține. Îmi lași mie bustul dumitale să-l pui în fața casei pe un soclu. Și ca e tu cu însemnări, posteritatea îmi va fi recunoscătoare. Vor găsi acolo consilii pentru generația viitoare. La fel, costumul blomarin în dungi. A, pe ăla l-ai schimbat pentru o cratiță. A fost un târg nesperat, fie vorba între noi. Era beată țiganca. Nu-i nimic, îți rămâne oala. Adio, nu plânge, dragul meu. E și precipitat. Contabilul strigă, nu uita să-ți iei cheia. Se așeză apoi pe cearșaful întins în mijlocul odăii și își continuă exercițiile yoga. Un picior și-l trecuse pe sub subțioara dreaptă, celălalt încolo cea ceafa, prin toată harababura se strecurau mâinile. Contabilul semăna cu o minge. Se contemplă astfel minute lungi în oglinda dreptunghiulară care ocupa aproape tot peretele o compoziție cu adevărat frumoasă. Doar un profesionist ar fi putut aprecia subtilitatea artistică. Câtă plasticitate, câtă fantezie, ce mesaj vibrant în trupul acesta supus unei voințe puternice. Ușa de la intrare scârțâi și contabilul își zise că bătrânul a o lăsase nencuiată ca de obicei. Pionierul s-a zaharisit complet. Trecu indiferent peste imagine, evită brusc în oglindă. În secunda următoare, îngheță. Degete înmănușate se strecurau prin crăpătura ușii, căutând comutatorul. Lumina se stinse, compoziția plină de subtilitate, picioare încolăcite, spinare ondulată, cap, gât, ficat chinuit în Mingea devenise de piatră. Capitolul 48 ce cu tine laie? Întrebă Dunăreanu. La ora asta trebuia să soilești de mult. Cerșetorul încercă să râdă. Era galben, mâinile frecau nervos brațele căruciorului. Nu-ți doi înși în oraș să doarmă acum. Ia uzi, antrenorul mima surpriza. Și ce dracu fac dacă nu dorm? Parcă dumneavoastră nu știți. Nu. Pândesc, așteaptă de două ceasuri măcelarul și cu scutele. Șopti, să lasă cu sânge don Dunăreanul. Mă sperii, infirmul oftă, n-avea chef de glume. Un lucru mă frământă. La urmă, nu tot orașul a ridicat atunci piatra. Ce vrea Damian de la noi? Întreabă-l pe Tarzan, el să ocupă de afacerea asta. Știu eu, da, dumneavoastră, ce credeți? Nimic, flăcău. Nu e genul de problemă care să mă preocupe. Ți-am zis, specialist e postolache. O părere tot trebuie să aveți. Hmm, nu ești de noi care să lasă cu una, cu două. Își aprinse o țigare, ferind din obișnuință flacăra în căușul palmelor. Nu adia ață de vânt. În definitiv, ce te necăjește? Ce spasă ție cei în capul lui Damian? O muș vede de businessul lui, tu dă bișnița ta. Paraliticul surse filozof. Nu m-aș necăji, în Sile, nu m-aș necăji deloc de, de a fi la celălalt capăt al lumii. Doar atât că trăiesc în târgul ăsta. Ai, ce buba! Du-te la ei și te culcă!" spuse antrenorul. Mâine-ai zi grea, fac mitocanii parastase. Dacă mai apuc ziua de mâine." O să o apuci. Cu alte cuvinte, nu credeți în răzbunarea lui Damian nici acum, în ceasul al 12-lea?" Ea e abia 11 fără 5." Dunăreanu început să râdă și se îndepărtă salutând neglijent cu mâna traversă strada, depăși casa lui Liuță Munteanu, apoi, zvârlind o privire atentă jur împrejur, se strecură în curtea lui Romică Popescu. Cătălin, nepotul profesorului, se luă după el. Capitolul 49 Postolache alerga după șoimu. Povestiți-mi ce s-a întâmplat, vă rog, din suflet. Președintele cenaclului literar ținea o batistă udă pe ceafă. Simțea că-i plesnește capul de durere, avea junghiuri în spinare, iar în privire o expresie fără dubiu. Dăduse cu ochii de gangster, dar amănuntul nu-l pregătise deloc pentru a doua întâlnire. O asemenea eventualitate era de fapt ultimul lucru ce și l-ar fi putut dori în viață, admițând că în clipa aceea ar fi fost beat mort sau oaspete de seamă, unul din oaspeții cu care te mândrești ai spitalului de nebuni. Frizerul însă vedea cu totul altfel problema. Țelul său imediat viza clarificarea intențiilor și a stării de spirit al lui Damian. Putea fi contactat în vederea unui civilizat schimb de opinii? Trebuie să-mi dați o mână de ajutor, așa nu ajungem nicăieri. Șoimu își ieși din pepeni. Lasă-mă în pace, creștine! Du-te la alții dacă ți-arde de cercetare științifică. Ți-am spus tot!" Ăla s-a proțopit în prag, ne-a urbit cu un far și noi am dat vală pe geam. Fați întreba de ce a pătruns tocmai în sediul cenaclului? Nu m-am întrebat, domnule, e bine? Nu e bine. Iartă, mă mai greșesc cu oamenii. Pufni, asta e culmea, de conversație crezi că ne ardea? A, să vă spun eu. Vezi, zis dă treabă, mișule, mă doare capul. Dumneavoastră dezbateți probleme de literatură, continuă calm frizerul. Scrieți, iar condeiul presupune fantezie, o înțelegere mai largă a unor fenomene neobișnuite. Mă doare capul, mișule. Sunt convins că a vrut să stea de vorbă cu dumneavoastră, să-și expună punctul de vedere, eventual să treacă la tratative. Și noi, uite așa, dar e dracului n-am vrut, eram grăbiți. Nu, speriați, va a simpla lui prezență. Șoimu se opri locului privindul l aiurit căzu repede de acord. Da, domnule, așa e, suntem niște căcăcioși și ne-am speriat de pomană. Am avut vedenii, crezi că era Damian? A, era un fluturaș vioi. Zici că ce ținea el în mână era un pistol? Da, de unde o praștie? De ce n-a tras? La revedere! A ciocănit cumva în ușă sau... E nebun! Omul ăsta e complet nebun! Șoimul o din nou la goană, lăsându pe frizer în mijlocul drumului. Alerga din toate puterile, nutrind o singură dorință. Să ajungă cât mai repede acasă, să tragă obloanele și zăvoarele, să ia o dușcă bună și să se vâre sub plapumă beat mort. N-avea deloc chef să asiste treaz la desfășurarea evenimentelor. Conchise apoi că drojdioară e un bărbat deștept, cel mai deștept din oraș. Intrase pe o stradă șerpuitoare, Căsuțele erau ai doma celorlalte din P, dar element distinctiv, în fiecare curte creștea câte un salcâm, de aceea îi se spunea scurt salcâmilor. Adevărata denumire, cu referință la un eveniment istoric de seamă, o cunoșteau doar poștașii. Președintele cenaclului locuia chiar în capăt, lângă cumpăna de piatră ridicată sub vodă Grigore Ghica și socotită unul dintre monumentele istorice ale orașului. Cineva alerga după el, se holbă câteva clipe cu sentimentul că cerul se prăvale. Un individ cu chipul ascuns după o mască, înarmat, încerca să-l ajungă din urmă. Șoimu era un bărbat încăpățânat și în acesta amănunt rezida secretul reușitei lui în viață. Nu abandona niciodată o partidă înainte de a se convinge că a epuizat toate șansele. Dacă antrenorul dunăreanul ar fi văzut alergând acum ar fi avut motive suficiente să reflecteze o viață la ceea ce se cheamă vocație ratată. Vlad Șoimu parcurse ultima sută de metri în 9 secunde și 8 zecimi, hotărât să sară peste fântână, nu mai avea timp să o colească, dar, din nefericire, subestimă importanța obstacolului și dispăru în puțul de piatră. Capitolul 50 cei mai obosiți n-au pe băncile din lemn lustruit care împrejmuiau holul rotund de marmură. În centru, chiar sub marele candelabru, Lia Georgescu încerca din răsputeri să se facă auzită. Vorbeau toți deodată, trăgând mereu cu ochiul spre ușile batante de la intrare. Presimțeau că Damian va da năvală din clipă în clipă. Are pe puțin patru cinci complici, emise profesorul Iliuță Munteanu. Altfel, cum îți explici că poate fi în atâtea puncte din oraș în același timp? Ubicuitate, sugeră cineva. Nu existau doi inși sub orgia de cristal a candelabrului care să aibă habar la ce se referea individul și, oricum, nimeni nu asculta pe nimeni. Nu m-am îndoit niciun moment că a antrenat o întreagă echipă de ticăloși, declară Lia Georgescu strângându-și buzele. Bătrânul cu papion și baston de bambus era de aceeași părere. Mercenarii sunt soldații cei mai dioși. În general, adopta instantaneu punctele de vedere cele mai pesimiste. Cândva o prietenă îi spusese la telefon. Am uitat fierul în priză peste pantalonii lui bărbate meu. Scrum s-au făcut. A doua zi, bătrânul relata incidentul de bună credință. Ai auzit? Aghelească i-a luat casa foc. De fapt, se putea afirma fără remușcări că habar n-avea pe ce lume trăiește. Fiți convinși că interese importante i-au determinat să opteze pentru orașul nostru." Aberații!" respinse Lia Georgescu. Avem de-a face cu un alienat mental și atâta tot. Trebuie doar să ne păstrăm cumpătul și proporțiile." Completă în gând. Dacă nu vreți să fac o criză de nervi." Epigramistul se bățâia de teamă. Asta-i culmea." Să-ți fie frică să te duci la tine acasă. Eu barem nici nu-l cunosc. Domnilor! țipă bătrânul cu papion. Sunt convins că am descoperit soluția. Nu e nevoie să mă felicitați, am recurs la un exercițiu de logică elementară. Nimeni nu se grăbea să-l felicite, și, în general, oamenii păreau suficient de sceptici. Bătrânul își umflă gușa. Chestiunea e cât se poate de simplă. Dacă mi îngăduiți, o să vă reamintesc că persoanele cele mai amenințate sunt domnișoara Georgescu și Olimpia Dragu. N-avem decât să le supraveghem locuințele și vom pune mâna pe bandiți. Era prima observație de bun simț și de aceea toți îl măsurară curioși. Du-te, dumneata, întâi în prospecție, rânji epigramistul. Răbdare, tinere, sunteți la vârsta când nu-i așa... Sângele clocotește, dar, în definitiv, dacă ne gândim la antici, firește, rămase cu gura căscată clipind des. Despre ce vorbeam? Despre Savarină, spuse cineva. Exact, vă recomand la micul dejun. Profesorul Munteanu se întrebă dacă nu cumva ar fi cazul să mai dea o raită pe acasă. Victorița era singură, o chemase la muzeu. Nu, Iliuță, știu că sunt caragioasă, dar dacă o fi și -o fi, vreau să mor în patul meu. Du-te, tu văd că n-ai răbdare. Profesorul se uită pe geam. Strada păstra aspectul obișnuit în dormitorul victoriței ardea lumina mică. În fond, poate că s-a liniștit. Ce rost are s-o tulbur? Femeile sunt mai pregătite pentru viață, mai curajoase. N-au atâta fantezie și de aceea izbute să-și țină firea în momente când un bărbat devine mai neputincios decât un copil. Îmi pare rău, declară bătrânul cu papion, că nu l-am însoțit pe tânărul acela. Are o misiune grea și îi lipsește consiliul unui om experimentat. Își tăi important capul, cercetând din colțul ochilor figurile celorlalți. Cuvintele sale nu avuseseră niciun efect. Doar la e, refugiat în cele din urmă în localul muzeului, îl privea năuc. Oricum, urmă, am de gând să protestez. Voi întocmi un memorandum." O, oh, stai fericit!" conchise Iliuță Munteanu. Ha, barnare de meridian sau secol se crede în 1940." Dirigintea își frângea degetele, o făcea inconștient și articulațiile pocneau. Se că oamenii o privesc și își netezi fusta cu un gest care încerca să pară natural. Nu e acum momentul să-mi arăt neliniștea. Ce-o fi făcut băiatul ăla? A plecat de două ore. Întâi nu auzi cuvintele bătrânului, abia când disprăvi, le sesiză înțelesul. Consider că trebuie să trecem pe lista noastră numele primului prizonier. Sper să fie tratat cavalerește. Responsabilul supermagazinului făcu ochii mari. Care prizonier? Individul acela nervos cu piele negricioasă, explică liniștit bătrânul. Se agita încolo și încoace ca o pendula, ieși și nu s-a mai întors la o luat prizonier sau o static. Deocamdată nu putem ști. Avea un nume Caraghiosta, dar nu mi-am duc aminte care. Iliuță, Munteanu îl identifică. Așa e, a dispărut mișul Postolache. Epigramistul îl întrebă pe gânduri. Oare? Ce vrei să insinuezi? Îl întrebă profesorul. Cred că nu există nimeni în încăperea asta care să se îndoiască de complicitatea lui Postolache. Îi spăviți? ioretează Lia Georgescu. Suntem și așa destul de necăjiți ca să ne mai aruncăm în vinuiri unul altuia. Mă întreb, totuși, ce s-a întâmplat cu băiatul. Își mușcă buzele să nu continue. Simt că nu mai rezist. Dacă Tovanca, doarme cumva la uzină, înseamnă că tremură mai și până mâine dimineață. În aceeași clipă, se ivi cu răsuflarea tăiată tânăra poetă care compunea pastele delicate. Am văzut pe unul din bandiți. Era mascat și straniu de alb, din cap până în picioare, alb. Ziceai, adăugă rușinată, nerezistând tentației de a se exprima liric, că e o sinfonie de iarnă, chiar acum a traversat strada. Nimeni nu se repezi la fereastră, se auza doar clânțănii de măsele. Ideea în sine era absurdă. Ce importanță avea că individul se îmbrăcase în alb și că își ascundea obrazul? și totuși, printr-un proces destul de ciudat, amănuntul lui făcu să-și piardă mințile. În capetele înfierbântate, străfulgerau blițuri aprinzând în clișee de un exotism nebun. Se învălmășau asasinate și masacre, holdapuri, trenuri sau bănci aruncate în aer, cadilacuri și limuzine, Ford Mustang cu prinse de flăcări, Cine nu lăcrimase în fața televizorului constatând cu câtă dezinvoltură le sacrificau în serialele americane? Se perindau figurile fioroase ale așilor crimei, Vito Genovese, Capo di Tutti Capi, Alberto Anastasia, Frank Costello, Charlie Lucky. Cetățenii din Pei, indiferent că purtau basket sau ghete decupate la monturi, dovedeau o cultură impresionantă în materie, iar prin bunăvoința doamnei Atena Dumitrescu, Celebrul roman reportaj al unei ziariste pariziene, șase luni printre bandiții din Chicago, circulase în tot orașul. Își amintir acum de toate acele histoare abdominable, savurate altădată în tihnă la gura sobei, în nopți de decembrie, când vifornița năpăstuiește meleagul și n-ai ce face, iar mâinile îți sunt pline cu stafide și miești de nucă. În capul domnului cu baston și pălărie, călărea zoro. Locotenentul o urmărea surprins încercând să-i descălcească să manevra. Contrar a ceea ce ai fi avut dreptul să te aștepți, Minerva nu depunea nici cel mai mic efort să calmeze spiritele, părea ea însăși derutată, atitudine care, odată sesizată, alimenta generos groaza oamenilor. Dobrescu, prudent în general, dar mai cu seamă când Minerva arbora stilul enigmatic, se străduia să se încadreze în aceiași parametrii, păstrând un aer ambigu, dând răspunsuri echivoce. Când pătrunseră în holul muzeului, nefericiții îi luaseră literalmente cu asalt. Frați, părinți, copii rătăciți n-ar fi fost întâmpinați cu atâta risipă de entuziasm. Grupului de sub candelabrui se alăturaseră osteniții care, până atunci, moțăiseră pe bănci. Slavă Domnului că sunteți aici!" suflă Lia Georgescu epuizată. Mă simt mult mai liniștită. Profesorul Munteanu îndrăzni să se apropie. Cum aveți de gând să procedați în continuare? Minerva asură, Se incert. Trebuie să aveți răbdare, răbdare și să nu vă pierdeți calmul. Calm și răbdare, se indignă Vespasia în dumă. E inadmisibil ce se poate petrece în anii noștri într-un loc civilizat la nici 200 de kilometri de capitală. Obrajii și urechile iar deau mâinile flasce de individ moale, cu și raspinării de cauciuc și predispoziție pentru gută, erau vinete. Aveți dreptate, admise Minerva. Ce propuneți? Domnul cu papion replică prompt. Să fie chemat regimentul patru roșiori. Sunt băieți bravi care nu odată au scos patria din impas. Mai sprăvește, domnule, se enervă Romică Popescu. O mai ia omul, raz, n dat nici în halul ăsta, dumneata, ai nevoie de bonă. O bonă, o babețică și un cerc. Pătrânul păru să se bucure. Nu-i așa? În realitate duc lipsa unor conversații inteligente. De ce nu frecventezi cenaclul literar? Vespasian Duma gângăvi. Trebuie luate măsuri urgente. Îl aș face de cap prin, omoară, prin oraș, o moară, maltratează și autoritățile stau cu mâinile în sân. Suntem gata să primim orice sugestie, zâmbi Minerva încurcată. Deocamdată cred că ați procedat înțelept adunându-vă aici. Oricât ar fi de temerar acest Damian și o de sentimente, nu v-a îndrăznit totuși să dea valo peste 20 sau 30 de oameni. Iliuță Munteanu căută ochii locotenentului. Din timiditate proceda totdeauna la fel. Dacă îi se părea că emite lucruri dezagreabile, nu se adresa direct celui vizat, ci unui terț. Nu o să îndrăznească. Cu o singură mitralieră ți la respect 100 de inși. E elementar. Iar ăia sunt înarmați? Dintr-o dată ușile batante începură să se învârtească și abia la al doilea tur, Olimpia dragui zbuti să-și facă apariția. Ochii albaștri spălăciți aveau o expresie de neconfundat. Groază! Acum zece minute, gâfâi, Damian a încercat să mă omoare. A intrat prin fereastra de la oficiu. L-am auzit și am izbutit să fug, n-am apucat să mă îmbrac. Într-adevăr, era în capot matlasat cireșiu, cu părul de deasupra frunții prins în câteva bigudiuri. Pe drum își pierduse unul din papuci. Părea bătrână, jalnică, prăbușită, dar în ciuda disperării evidente, nu inspira niciun fel de compătimire. Când te gândești, reflectă locotenentul, o bufniță ca asta terorizează vreme de 30 sau 40 de ani Generații întrești de elevi bagă în sperieți un oraș. Minerva se interesă. Sunteți convinsă că a fost Damian? Chipul Olimpiei Dragu se albi de furie. Am 54 de ani, tovarășe, și mai mult de jumătate din ei mi-am petrecut în acest oraș. Nu și-a permis încă nimeni să-mi intre pe geam la miez de noapte și vă mai garantez că nu am vedenii. Nu mi se năzăre niciodată și nu-mi cășunează pe nimeni din senin. Doar pe elevele drăguțe, rânji un năsos din grup. Niciuna nu sare peste șase. Profesoara a primit lovitura sub centură, înghiți în sec înainte de a completa. A fost Damian sau una din bestile lui, categoric. N-aveți niciun motiv să vă îndoiți de afirmațiile dumnea ei. Interveni în Duma. Este o persoană de o moralitate ireproșabilă și în plus toată lumea știe că răzbunarea lui Damian vizează în primul rând oamenii integri, de înaltă ținută etică. Dovadă, soția mea a fost molestată. S-a încercat ceva asemănător cu doamna Dragu. Câțiva mai informați plecară ochii jenați. Cine nu cunoștea aventurile grațielei Duma? Că despre Olimpia, hai să fim serioși, Nimic mai simplu pentru o coțofană respingătoare decât să țină cursuri de virtute și să se erigeze în jude moral al întregii obști. Minerva are o ostenită peretele de marmură, trecându-și degetele prin breton cu gestul ei clasic. Într-adevăr, lucrurile par deosebit de grave. Deocamdată însă rămân la prima mea propunere și vă rog să rămâneți pe loc. Nicăieri nu vă aflați mai în siguranță. Brusc, domnul cu papion fu cuprins de un freamă ciudat. Se învârtea de colo-colo, ciocnindu-se de oameni. Trebuie să începem săpăturile!" Care săpături, nene?" se miră epigramistul. Pentru tranșee!" Inamicul se apropie, n a buletinul informativ?" Va fi întâmpina cum se cuvine, având de înfruntat o rezistență redutabilă. Mâine ne vin ajutoare. Generalul Averescu nu se poate să nu-l știi. A avut o victorie răsunătoare la Mărăști. Ne va trimite în ajutor un escadron de cavaleriști. mi mic, nu se poate să mă refuze. Romica Popescu explodă. Ce cu asta, domnule, din ce dracu insectar l-a scos? Cine l-a adus? A venit singur, rângi epigramistul. Nu-i de ajuns că suntem căpiați de evenimente. Mai vine și moșii să ne facă frecție la creieri. Auzi, să-l contacteze pe Averescu. Ce-ți pasă dacă-i dă o telegramă? Romică îi aruncă o privire neagră. Continuă să urle în virtutea inerției. Tu ce ți-l, domnule, acasă vârți l sub plapumă și legați l în de pat? Tu, domneata, sugeră dulce epigramistul. Pe noi nu ne deranjează. Lia Georgescu ridică palma, făcându-le semn să înceteze. Se agățase într-un fel de idee a bătrânului. În fond, de ce nu ni s-ar trimite o companie de solda să facă ordine în oraș? Mă voi sfătui cu procuratura și vom comunica la județ, declară Minerva adresându-se dirigintei. Un glas din spate interveni. Cum luați legătura? Telefoanele sunt tăiate și o au blocată post, poteca inabordabilă. Până la ziua nu puteți încerca nimic. Era tânărul în tricou galben, lac de sudoare. Un vânt înghețat mătură dintr-o dată holul. Avem arul, spuse Dobrescu, pe scurtătură. Privirea scuțită a Minervei îl determină să-și înghită ultimele cuvinte. Își drese inutil glasul și rămase cu ochii în pardosala de marmură. Ce facem, tovarășe?" răcni Vespasia în dumă. Groaza să pase pe fața de albinos un rictus care i sălta jumătate din buza superioară, lăsând să se vadă dinții scurți cu strungărețe dese. Ne-am înțeles, deci. Așteptați aici în liniște." Rosti Minerva apoi să răsuci spre Lia Georgescu sunt încredințată că veți ști să stăpâniți anumite excese. Deși ostenită și chinuită de spaimă, diriginta se simți dintr-o dată îmbărbătată. Nimic nu o stimula mai mult decât încrederea pe care i-o acorda cineva în situații importante, chiar dacă umerii îi șovăiau sub povară. Și nu era puțin lucru în asemenea momente de coșmar între atâția bărbați, dintre care mulți tineri, să te afli cu un cap peste toți ceilalți. Respira adânc spre a-și putea controla glasul și ridică bărbia spre candelabru. Îmi voi da toată silința. Era marțială ca o statuie. Minerva îi mulțumi cu un surâs. Înainte de a părăsi holul, o opri pe Olimpia Dragu. Nu vreți să vedem despre ce e vorba în locuința dumneavoastră? Eu? Nu, nu. Poftiți cheile, duceți-vă singură. Domnul cu papion se agăță de brațul profesorului Munteanu. Ei, tinere, ce facem? Nu începem săbătorile? Inamicul profită de orice întârziere. Lia Georgescu, într-o poziție încremenită, privea candelabrul cu ochi strălucitor și nări dilatate. Dacă ai fi întrebat-o acum drept cine se ia, ar fi răspuns fără ezitare. Marele Sfinx de la Gizeh. Dintotdeauna totdeauna găsise că a avea o figură cât se poate de impozantă. Capitolul 51 sunt atâtea stele!" constată Minerva încântată de parcă amănuntel în sine, iar fi pus o coroană pe cap, încât să te aștepți din clipă în clipă să înceapă să cadă. Îmi vin minte piersici încărcați de floare. Nu știu dacă ai observat, dar la un moment dat, cam pe la sfârșitul lui Mai, se zbârlesc ca pisicile și scutură excesul de podoabă. Da, făcut Dobrescu mașinal, așa e, se simțea sceptic. O fi un număr formidabil, dar la poezie o încurca lamentabil. Auzi, să compari minunăția aceea care se cheamă piersic înflorit cu o pisică. După părerea locotenentului, singurul gen literar pentru care Minerva trăda aptitudini era proza zglobie. Și-o închipuia de pildă foarte bine comentând un meci de box sau cat. La cine te gândești, Dobrescule? La Oana sau la iuriți ăștia pe care i-am lăsat la muzeu? Ca totdeauna, când Minerva l interpela direct, locotenentul se fâstăci. O pe Oana la prânz, înainte ca deștepții lui Damian sau poate ai altuia să fi tăiat liniile telefonice. Se întreba îngrijorat dacă nu cumva samuraiul se aștepta să-i prezinte acum un raport pe temă. Ocoli răspunsul și spuse cu un glas șovăielnic. Presupun, bănuiesc, că nu vă înțeleg foarte bine. De ce, băiete?" Oamenii ăștia erau clar speriați, mai mult îngroziți. Cred că în viața mea n-am întâlnit frica într-o formulă mai expresivă. Nu dă spălată de orice convenție. Eu sunt convinsă, ești încă tânăr și... N-a cu nimic ca să astâmpăra spiritele, ba, din potrivă. În unele momente am avut senzația că exagerați primejdia. Când am pomenit de aro... în venea să te ucid, râse Minerva. Progresez, Dobrescule, mi și sesizat perfect jocul. Nu și rațiunea. Nu văd logica unei spaime generale. Și totuși explicația e la îndemână. Ascultă-mă, băiete, din clipa în care am ajuns aici, am înțeles că necunoscutul, poate necunoscuții se pare că sunt mai mulți, vrea să vă retârg un sperieți. De ce? Nu știu, sau ghiceți vag. Am socotit dintotdeauna că e interesant să afli unde vrea să te aducă adversarul. După aceea nu-ți rămâne decât să raționezi pe contrario ca să obții harta intențiilor sale reale. Tot nu înțeleg. Îmi place că mă întrebi. Un fapt este cert, când meu din ăsta încearcă cu tot din adinsul la modul fățiș, reține, fățiș, să te atragă într-un anume loc, capcana se află de fapt la polul exact opus. Acum încerc să-i descâlcesc itinerarul. Trăilescu a fost totuși asasinat. Grație la duma a scoasă din circulație. Și îți garantez că am consumat doar avant premiera. Spectacolul urmează. Poate că dacă mobilizam 15-20 de oameni, lucrurile s-ar fi rezolvat mai simplu. Te-ai molipsit de la moșul cu papion? Ce faci cu 15-20 de flăcăi într-o urbe în care toată lumea se strigă pe nume sau se cunoaște cel puțin din vedere? Și cât timp îi ții aici, vezi, doamne, turiști prăpădiți după frumusețea meleagului și importanța edificilor istorice? O lună, două, nouă? A, atâta vreme cât orașul mișună de uniforme sau costume de la Adam și haine de piele?" Individul trage la umbră și de la pește sau eventual face o excursie de plăcere la cheile bicazului. Pentru că un fapt trebuie să-ți fie limpede. Tipul nu e nebun. Ce ai rezolvat tu? Nimic, dar am s-a dat la fund. Am vorbit cu Brașovul și cu Bucureștiul deocamdată, n-am niciun rezultat. O să-l căpătăm când nu o să ne mai intereseze. Uite că am ajuns. Nenorocit a uitat lumina aprinsă. Pum, pariu că e prima oară în viață când i se întâmplă. Ușa, trântită doar din ială, se deschise fără zgomot și pătrunseră într-un antre un antreun bâxit de hăinărie și miros puternic de cauciuc. Olimpia Dragul locuia într-o singură cameră destul de încăpătoare. În virtutea obiceiului, n-avea de gând să descifreze personalitatea Olimpiei, o știa pe din afară și, în plus, o găsea total neinteresantă, Minerva inventarie interiorul, era încărcat pretențiile de bun gust, penibile. Pe lada așa zisului recamier, îmbrăcat în stofă cărămizie, vegheau simetric două sfeșnice din fier forjat cu lumânări spiralate prăfuite de ani. Urmau să fie aprinse la ocazii, dar pe semne că profesoarei îi lipseau, ori nu o să pe niciun an de ajuns de importantă pentru a sacrifica 12 lei. Făceau de asemenea pereche o măsuță albicioasă cu tot felul de motive indiene, turnate în plastic și veioza, aceeași industrie. Era un monstru complicat cu pălărie orange, mare și mult, vorba aia tai 300 de franci, dar cel puțin se vede pe o șosea ar fi putut constitui un obstacol redutabil, așezat exact la jumătatea drumului dintre cele două sfeșnice. În biblioteca tip, obiectele mergeau tot câte două, fotografii, cărți, suveniruri de la băi, la fel tablourile. Hmm, are boala simetriei și a boarfelor ieftine, defect de pentru neinițiați. În ce mă privește, prefer o cameră cinstită în care să știu exact despre fiecare obiect la ce-mi folosește. De te să-mi împiedic umbra în fara fastâcuri. Locotenentul ar fi vrut să se intereseze ce destinație formidabil utilitară avea cactusul bătrân cu ghimbi galben din apartamentul samuraiului. Nu exista vizită să nu-și fie pantalonii, fie vestonul. Îmi pun ce-o rapidă lână la uscat, Dobrescule!" Credeai că îl țin acolo de frumusețe? Că mă stimulează peisajul mexican?" Continuă după câteva clipe cu glas ușor voalat, de o emoție pe care locotenentul se simțea incapabil să o califice. E straniu, dar interiorul ăsta vorbește. E o cameră în care se stă mult, cea mai mare parte din zi. Presimt că așa se întâmplă. Pereții, uită-te la ei, mintor cu un glas, totdeauna același monoton și trist ca o litanie. Pun rămășac pe ce vrei că Olimpia vorbește singură. Pricep ce vreau să spun. Dobrescu dă du evaziv din cap. Minerva se strâmbă. Lăsând acum la o parte considerentele estetice sau de altă natură, văd cam că puține cărți. O bibliotecă inadmisibil de săracă pentru o profesoară, nu crezi? Aruncă un ziar peste o scrumieră de cobalt cu scene de epocă, marfa franțujilor pentru turiștii fraieri. Înăuntru se afla o bucățică de vată întrepuințată la curățatul urechilor și un ghemotoc de păr, genul de neglijențe care întorceau stomacul Minervei. Ia să vedem pe unde a intrat ipochimenul. Prin orificiul de lângă bucătărie, spuse Dobrescu. Am găsit într-adevăr geamul deschis. Minerva se apropie de pervaz și, atentă să nu-l atingă, a zvârli o privire afară. Strada era pustie, un felinar strâmb, clasic, ca în benzile desenate cu pif, deschidea o pârtie șovăielnică de lumină. De intrat, n-a intrat, deci se minerva. În primul rând, geamul e prea îngust, al doilea ne avertiza fiind, intra cu picioarele în lăzile astea cu flori. Ca ce idee să faci horticultură în casă, sub o fereastră? Practic o desfințezi, e ca și cum ai zidio. A, i-a lăsat totuși un mesaj. Pe sticla geamului, cineva scrisese cu cretă. Ai să mori! De! Minerva se uită la locotenent și începu să râdă. Dobrescu nu mai înțelegea nimic. Capitolul 52 Victorița Munteanu închise volumul de versuri. Hotărât, nu se putea concentra. Își spuse cu o strângere de inimă că niciodată în cei 40 de ani trăiți alături de Iliuță, nu se simțise atât de neliniștită. Firește, încercase câteva emoții cu fata, scarlatina contractată prin clasa a șaptea sau a opta, examenul de admitere la arhitectură, nașterea lui Cătălin, dar toate acestea nu mai contau acum. Ochii alunecară peste decorul familiar. Vasul turtit cu ureche albastre de pe poliță îl cumpărase la Sibiu. Trecuseră atâția ani, dar își amintea și acum broboada cu bujorea săsoaicei. Era grasă, cu figura trecută a blondelor sărite, de prima tinerețe și părea foarte mulțumită de ea. Victorița o examinase curioasă. O fascinaseră totdeauna femeile nu grozav de frumoase, chiar urâte și pentru care amănuntul în sine părea total lipsi de importanță. Indiferent de modă, Victorița nu consimțise să-și arate vreodată urechile prea depărtate de cap, purtase toată viața de piesuri drepte, care îi camuflau talia lipsită de grație, nu-și expusese genunchii butucănoși. Toate acestea ajunseseră adevărate superstiții și rămăsese de-a dreptul consternată văzând-o pe fică sa, acum când se purta minijupul cu o fustă de școlăriță care nu avea mai mult de 30 de centimetri. Luminița moștenise picioarele ei groase, informe, iar efectul era deprimant. Doamnei Munteanu îi venise greu să-și stăpânească impresia. Lipsă de bun simț. Fasul mic de argint chinezesc era o amintire de la mătușa Lucreția. Își ținea înăuntru proteza. Lui Iliuță îi plăcea acum să-l umple primăvara cu violete sau panseluțe. Făcuse chiar câteva acoarele. Victorița suspină. Își închipuise mereu că viața ei și a lui Liuță avea să se sfârșească lin. Toate lucrurile dragi, fețele de masă brodate, bibelourile, serviciul rozental de 12 persoane, tablourile aveau să treacă în casa fetei. Luminița nu părea să aprecieze grozav producțiile lui taică său, dar era destul de bine crescută ca să nu-i o spună. Victorița simțise însă un pumnal în inimă când o auzise, se credeau singuri, explicându-i soțului ei pe un ton de frivolitate care se voia spirituală. A, asta e colecția de fondante roz bombona tatei. După cum vezi, pisicuțe drăgălașe, mielușei cu clopoței de argint, zulufi de aur, bujor și crizante cât varza, coșulețe de răchită cu cireșe mai lată, din care te asigur n-ai văzut niciodată. Bietul papa, mama îl socotește un grigorescu și te sfătuie să nu o contrazici. Sunt amândoi oribil de cum se cade și n-ai idee că te iubesc. Ce avea să se aleagă din totul? Se întreba doamna Munteanu. Îi venea atât de greu să-și închipuie sfârșitul, nenorocirea ce se putea produce peste un ceasuri în minutul următor, Universul lor distrus, valorile răsturnate, fericirea, da, fericirea că fusese fericită, fericită fără întrerupere alături de Iliuță, curmate dintr-o dată. Logic, dar ce înseamnă logic? Nici nimic nu s-a inventat mai de neînțeles, mai lipsit de rațiune ca viața, povestea era ridicolă. Un dement amenință un oraș. Ei și va fi prins azi, mâine sau poi mâine. E în legea firii și aici fenomenul viaței intuite. de victorița prezenta fisuri, în lipsa de noi mă începei să întrezărești totuși o logică, chiar dacă îndepărtată și vizând mai mult concluziile. Până la concluzie însă, drumul e căptușit de aberații și capcane, nefericiții ca Damian își vând scump pielea, răpun până a fi răpuși, iar victimă din nou ilogic poate fi oricine cu Georgeasca, ea, Iliuță. Victorița se întinse pe spate, strângând tare ploapele. Lacrimile nu se lăsau stăpânite, își deschideau pârtii fierbinți. Presimțea nenorocirea cu o clar viziune care o înspăimânta. Vor muri, ori ea, ori Iliuță. Nu se goistă, dragul meu, dar aș fi preferat să pășim pragul acela împreună. Bineînțeles, dacă și tu o vrei. Se ridica nevoie din pat ca după o suferință grea cu ochii congestionați de plâns. Se învârti fără rost prin o daie, mângâie cu degete tremurând de peria de capa lui Liuță, atinse fotografia în rămata lui taică său, căruia Cătălin îi scotea mereu limba, pentru că nu era de acord cu pieptănătura, mustața și aerul anilor 890, apoi simți că îi iesete. Am să beau o limonadă. Ieși din bucătărie. Ieși din cameră. Pe coridorul lung era întuneric, ridică mâna spre comutator și rămase paralizată. Prin ușa deschisă a întreului văzu limpede proiectată în noaptea argintuită, silueta pătrată a lui Damian. Unde-i profesorul?" Victorița Munteanu se rezemă de ușă, îi vâjâia urechile, alunecă și nu mai știu de nimic. Capitolul 53 unul din reproșurile constante pe care le aud este că mi-e nerve subalternii și, bineînțeles, clienții. Un coleg a cărui virtute principală pare a fi aceea de a comunica lucruri dezagreabile și în momentul să precizez că treaba i-a foarte mult timp, din cauza asta e una din persoanele cele mai ocupate pe care le cunosc, mi-a atras atenția că a sosit în sfârșit momentul să învăț cum se duce o anchetă, cum se cade. Cred că ești într-o ureche." A conchis." Nu pot explica altfel de ce ții cu tot din adinsu să scoți din sărite niște oameni care nu ți-au făcut niciun rău. La urma urmelor, nu toți poliții cu stele și trese mai puține sunt mai fraieri. Nu toți cei care trec prin birou tău sunt sadiși, criminali, spioni. Ce strucurile astea ieftine! Mai învață Dobrescule, presupunând că aș avea un elefant alb și un crocodil subtil, ci pasă ăluia de elefant și crocodil subtil. Trăiește în București și nu în jungla Amazonelor. După aia îl lași cu gura căscată și tot te super care un tic nervos și bas despre arăturile de toamnă ochiul de sticlă la amiralul lui Nelson sau cumnata nemăritat a lordului Costică Pandelescu, chestii care scapă din sfera preocupărilor lui și ale altora, din câte sunt eu informat. Pe ala li interesează victima mobilul criminalului, eventuale indicii și cred că nu cere prea multe de la viață. Dragul meu, există metode și metode. S-ar putea ca plecând de la arăturile de toamnă să aflu că pe tarla o în cauză, nici măcar nu s-a efectuat culesul. De aici se potrage trage concluzii esențiale în materie de furt din avutul obștez de pildă. A, așa ți se pare ție. Ține minte, cu aiurelile astea ai să ajungi să te ocolească tot ministerul. Unde mai găsești fraier ca Dobrescu? Cu o geamitea locotene între mura în fața ta că nu știe cum îl cheamă pe cimpanzeu blond de la zoobăneasa? Sau uita cum se rezolvă o ecuație de gradul 99?" Dacă eram în locul lui, dă mult, ieșeam la raport. De ce nu-l sfătuiești în sensul ăsta? Am să o fac pe cuvântul meu. Atunci să văd cum o scoți la capăt. Pentru că ești o pisă, luagă chestia asta ți-a rămas din dăscălie. N-ai sănătate până nu scoți untul din om. Și atunci adio elefant și tu muscățețe, adio dobrescule și al dracului să fiu dacă nu o să-ți lipsească ție cel mai mult. Va fi pentru mine o lovitură grea, dar cu timpul s-ar putea să mă obișnuiesc. Ea, în sfârșit, nu are rost să relatez întreaga discuție. Cert este că după ce am părăsit locuința Olimpiei Dragul, Dobrescu se simțea extrem de nedumerit. În afară de mesajul lăsat de Damian, îl, îl obseda o observație a lui Mișu Postolache întâlnit cu vreo oră mai înainte. Eu comunicase între două uși. E tarzan e genul, precipitat, pe care nu îl poți prinde decât în curent. Sunt frizer, domnule, și ți-o spun ca profesionist. N-am văzut niciodată până azi cap cu părufă, cu măciucă. Îl știi pe profesorul Munteanu, e aproape chel. Ei bine, alea trei fire pe care le are îi stăteau bârligate. De oi la alți ce să mai vorbesc? Îmi vine să râd. Uite ce-l impresionează pe Dobrescu. Tot copil a rămas.